Domnilor și domnilor, Leo Iorga! Bună seara! Mă vedeți aici pe scenă? Și eu vă văd să știți. Palmele voastre! Și... neconformist așa, vă spun, mă aflu încă n-am o săptămână de când m-a operat și am încercat să fiu prezent mai mult ca să fiu prezent, deci nu să fac performanță vocală astă seară. Ceea ce este important este că ne vedem și vreau să cântăm împreună câteva cântece doar în această seară, până încep eu să mă pun la repetat și la studiat și la revenit. În această seară am întâlnit aici la Berăria H, în curte, un arădean. Stai să văd dacă găsim arădeana care pe să vreau să o cânt eu acum. Un arădean
cu care am fost colegi de trupă cândva și care se numește Kempes. Acum nu știu dacă el vrea să vină și pe el pe scenă aici, dacă nu, oricum noi o să cântăm o piesă pe care am cântat-o pe rând fiecare în epoca lui și vedem noi după aia. Haideți! Facem povestiri. Povestiri, da. Nu e el Kempes. Ha, aici sunt părți de voci, ca lumea să fie. Plonge stau un lac, ochii strin că mă dor, gânduri răzvase de-a sară, parfumul din coridor. Asumul din coridor. Haide, haide. Ochii mei pe o linie moartă rătăceau căutând clandestină, trenuri ce nu sunt pe hartă, linii ce înseamnă destin, trenuri ce pleacă nu vin și anii ce s-au scurs. Doi țigani țigau din pioară, întrebam cum ferea aspirine, toți vorbeau într-o doară, e vroial să le spun despre tine. Mă gândeam numai la tine și anii ce s-a spus. 2, 3, 10. Eu prin anii cânte cu lor ascult, doar paharul vreau să te uit. Plângeam, îi râdeau, ce ciudat, iar țiganii cântau din vioară, cânte cu lor nevelat, cânte cu lor neuitat și anii ce s-au spus. Trec țiganii, cânte cu lor ascult, par paharul Harul vreau să te uit. Da, 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 da.
ales. Cu mare plăcere. Aplauze pentru Kempes, arădeanul nostru. El este arădean ca și mine și Leo. Și Vlad e arădean, așa. Și Vlad, exact. De jumătate arădean deja. O să cântăm acum, o să cântați acum. Vă rog să înțelegeți situația, mie nu mi se pare nimic. Eu așa am simțit, să vin să cântăm. Cântăm, ce, nu v-ați îmbătat, nici ați cântat niciodată sau cum? Da, totdeauna cântăm un cântec cu textul compus de Ion Ghiuri Pascu și muzica de Paul Ciuci. Adică voi îl cântați, că îl știți de mulți ani. Ia să ne amintim cu toți acum aici. La... Da, da. Bălmuiți, bălmuiți, sigur că da. Acum dacă stați jos, puteți să vă bălmuiți. Important este că ai stat cu mine. Păstrez atâtea amintiri. Eram frumoși ca doi copii. Mi-e tare dor de zilele senine. Îți amintești cum te chemam? Păteam ca ploaia caldă în geam. Era atunci așa de dor de tine. Doar vocea nu-mi ți se auza și acelui dat care spunea să-l lași în parte, nu e pentru tine. Te cheamă când te vedea, dar oare să fii alângă mine. O lume doar pentru noi, pentru noi doi, aș căuta cu tine. Nu pot să cred că nu mai vii, că a fost o joacă de copii. Cu ochii voi șterge tot ce-ai scris o viață. Aș vrea din noapte să ieșim, un astru să-l închipuim și să-ți oferim o altă dimineață. Te cheamă gândul de vrea să vii alângă mine. O lume doar pentru noi,
Spectacolul, întâlnirea din această seară, face parte dintr-un ciclu promis de noi înainte să plec eu la operații prin Germania, care se numea Iar am venit. Și este un fel de, apropo la titlul piesei care urmează și pe care vă invităm să o cântăm împreună, după ani și ani iar am venit, mă voi întoarce. Câte noți am plâns de când nu știu ce le-a spus ultimul cuvânt și ne-am despățit pentru excepțional. N-am crezut atunci că din tot ce-a fost vom alege strun, fără niciun rost. Poate nici nu știi cât am așteptat să ne amintim tot ce am uitat. Când vom alerga pe pământ, vom găsi mereu suspinând în gând. După ani și ani mă voi întoarce, după ani și ani sigur voi veni. După ani și ani vom fi împreună din nou. Primul nostru gând excepțional, prieteni. Ce frumos e aici! Serenadă! Pe Herăstrău! Mă voi întoarce la botez, după ani și ani sigur voi veni. După ani și ani vom fi împreună din nou. Primul nostru gând
regăsi rugându-l, rugându-l de fericire, rugându-l. După aceea mă voi întoarce, zici că am fost la dentist. Așa. Vă iubesc, vă mulțumim foarte mult. Am vrut măcar atât să ne salutăm, să facem un mic schimb de energie în seara asta și vă mulțumesc foarte mult pentru lucrul ăsta. Ne vedem cât de curând.